Da, unul dintre emisiunile ale Buzeanului discutăm despre problematica rutieră din municipiul Buzău și din județul Buzău până la urmă. Avem invitatul potrivit pentru o astfel de discuție. Ca de obicei, răspunsurile prompte le avem de la subcomisarul Remus Nicula de la Poliția Rutieră Buzău. Bine ați revenit, domnul Nicula! Bine v-am găsit și bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bun, haideți să discutăm în primul rând cât avem noi timp până la primul telefon și la primele mesaje. Știți foarte bine că de obicei sunt foarte multe reacții din partea cetățenilor. Știm că în această perioadă, în aceste zile, ați avut mai multe activități ocazionate de un eveniment care se sărbătorește mâine, nu? Se marchează mâine. Se marchează mâine, da. Foarte bine și mulțumim pentru invitație că ne-a lăsat să promovăm acest eveniment. Până la urmă este nu numai interesul nostru, este interesul cetățeanului și, după cum bine știți, vreau să vă dau și câteva cifre și ca să nu neapărat să ne îngrijoreze, dar la nivel mondial s-a stabilit că 1,3 milioane de persoane anual mor sau sunt rănite grav în accidente rutiere și alte 20 de milioane sunt rănite ușor anual, vorbesc de la nivel mondial. Să vă faceți o idee, în Europa, pe zi, sunt 70 de persoane pe drumurile din Europa care au decedează din accidente rutiere. Adică chiar astăzi am fost la o activitate la școala numărul 11 și un copil de 7 ani, 8 ani, cum 70 de persoane mor acum, astăzi, în Europa din accidente. Este o medie, într-adevăr, este mai mult decât îngrijorătoare. Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, ne-a stabilit nouă, știți că am mai vorbit de foarte mult timp de acest target pe care noi trebuie să-l atingem, a fost stabilit în 2010 într-o comisie a Uniunii Europene, pentru că siguranța rutieră este mult discutată în această comisie a Uniunii Europene și ne-a stabilit un target ca polițiile europene să, din 2010 până în 2020, să reducă cu 50% numărul morților de pe drumurile din Europa. De aceea și Poliția Rutieră Română face parte din această organizație, se numește TISPOL și ați văzut și noastră că vorbim în emisiunile dumneavoastră de tot ce înseamnă acțiunile pe care noi le desfășurăm sub egida TISPOL, adică în timp de o săptămână în toată Europa se desfășoară acest tip de acțiune, pe linie de viteză, pe linie de centuri, cine nu poartă centura de siguranță, eu știu, atât pasagerul cât și cel care se află în dreapta sau în spate, alcool, nu vă mai spun, și droguri, și se analizează toate aceste activități desfășurate atât de noi cât și de alte țări pentru a diminua riscul rutier. Și tot anul trecut a fost prima dată, pe 21.09.2016, stabilită ziua europeană fără morți în accidente rutiere. Bineînțeles că și România a avut de atins acest target, a fost foarte greu că au fost județe și au fost drumuri naționale în care s-au produs accidente rutiere mortale, dar facem în așa fel încât să promovăm această zi, să fim pe stradă în permanență și mâine să respectăm regulile de circulație. Atât noi, ca și conducători auto, pietoni fiind, bicicliști, poate mâine o să fie precipitații și atunci ar fi bine să lăsăm și bicicleta acasă, să nu circulăm cu ea, pentru că atunci un risc de producerea accidentului este foarte mare și de aceea mâine invit, ca să spun așa, să nu spun altfel, să fim mult mai atenți în trafic, să avem grijă de noi și de viața noastră, pentru că ăsta este scopul pe care noi îl urmărim, să avem cât mai puține accidente rutiere. Și cu atât mai mult, anul trecut, în tot joia a fost acest eveniment, am reușit să atingem acest target, nu am avut accidente mortale. Să organizăm în fiecare zi o astfel de zi. Da, ar fi foarte bine, pentru că nu este o problemă de targetul acesta. Dar vedeți și dumneavoastră, dacă te gândești la aceste cifre, 70 de persoane care mor într-o zi în Europa pe drumuri datorită accidentelor rutiere, este foarte, foarte mult. Haideți să urmărim și un clip al acestui eveniment, după care revenim. Este unul foarte scurt și revenim. Thank you.
Da, zero persoane decedate. Proiectul Edward, dar de ce? Adică de ce acest denumire? Așa a fost denumit la nivel european de, de această comisie și atunci am însușit și noi acest denumire. Nu știu, vreo poveste cu numele ăsta, Edward. Da, am văzut diferite, fiecare literă din acest, din acest cuvânt reprezintă ceva. Vreau să vă spun că acest clip este difuzat în toată lumea, în toată Europa vorbesc. Acest clip a fost tradus și în română, și în engleză, și în franceză, și în toată Europa este difuzat de toate aceste televiziuni, de tot ce înseamnă media, pentru a promova și a face, încă o dată vă spun, Europa, pentru că am circulat și dumneavoastră și, și eu prin Europa și am văzut cum se circulă și cât de atenți sunt alți conducători auto față de noi români. Înainte de a intra în emisiune, domnul subcomisar Remus Nicola chiar a făcut un zero aici pe masa noastră de dezbateri, îl vedeți și dumneavoastră în cadru. Da, e interesant și simbolic și toate lucrurile astea și repet, din tot ce spuneați dumneavoastră, îmi ziceat, bă, da, să fie în fiecare zi lucrul ăsta, nu neapărat să ne amintim, dar din cifra asta de 70, cred că o mare parte din cei decedați sunt de prin România. Păi avem 776 în primele 6 luni ale anului de persoane decedate din accidente rutiere, 776 și produse 3617 accidente rutiere la nivel, deci primele 6 luni de zile. La nivelul județului Buzău avem 33 de persoane care au decedat din accidente rutiere. Așa că este o cifră destul de îngrijorătoare, de aceea tot timpul ne vedeți, ne simțiți, ca să spun așa, pe, pe drumurile din de pe raza județului Buzău, împreună cu acele sisteme de supraveghere radar, nu pentru a sancționa conducătorii auto, pentru că toți vedem că se încalcă regulile de circulație, se încalcă legea. Și atunci trebuie să luăm măsuri. Facem asta preventiv, cum aceste 3 zile am fost la copii de grădiniță, am fost la copii de școală și care au fost atât de receptivi la acest, bineînțeles că nu le-am vorbit numai de acest proiect, am fost ieri cei care au susținut acel test 13 din 15 pentru a le fi redusă perioada de suspendare și am vorbit și acelor oameni, acelor conducători auto despre acest aspect. Toți sunt de acord în momentul când discuz despre treaba aceasta, despre accidente rutiere, toată lumea este de acord că într-adevăr trebuie să respectăm regulile de circulație. Dar asta ați văzut și noastră în clip, noi toți trebuie să facem lucrul acesta. Noi polițiștii, motocicliștii, conducători auto, atât amatori cât și profesioniștii, pietoni, pentru că asta îmi povesteau copiii astăzi, foarte, foarte sincer, sunt copiii de clasa 1, 2, 3, la 7, 9, 10 ani, sunt foarte receptivi și foarte atenți dacă le pun întrebarea unde, când veniți la școală, unde veniți în mașină, unde stați în mașină. Păi în față unii dintre ei, alții în spate, unii, păi noi mai și suntem la volan. Exact. Și la sfârșit, dacă vedeți dumneavoastră, uitați, am avut o întâlnire și cu părinții și unii dintre ei zice, știm că le-a spus întrebări și am avut reportofon în clasă și unii dintre ei au fost chiar foarte sinceri și ne-au spus lucruri foarte interesante despre părinți. Și este foarte bine pentru că ei sunt deschiși și le-am spus de la ce vârstă poate să meargă în față, de la ce vârstă meargă cu bicicleta, de la ce vârstă să aibă permis de conducere, posede permis de conducere. Bineînțeles că a fost un lucru foarte interesant pentru ei și au fost și foarte, foarte frumoși și îmbrăcați. Au fost câteva clipe foarte frumoase. Și de-aia am atras și părinții în acest proiect ca să învețe și ei. Chiar unii dintre ei, când i-am adus în acolo, ne-au așteptau pe copii, le-am spus să facă acel semn. Au fost un pic reticenți, zero, acela din mânuțe. Ați văzut că copiii au fost foarte repede l-au făcut și poate la sfârșitul emisiunii să-l facem și noi. Sunt cei care dau a doua oră, nu dau a doua oră. Dau de permis de conducere, da. Și dau pentru a li se reduce perioada de suspendare. Ia uitați aici cât de frumoși și cât de receptivi au fost acești copii după ce au văzut clipul. Da. Le-am atras atenția să atunci când merg cu bicicleta, unde merg cu rolele, unde merg, pentru că
învățând, fiind informate atât de mici de la vârsta aceasta, sper, eu așa sper ca peste câțiva ani, când vor fi, poate mai prind și eu acest lot, ca să spun așa, această generație în trafic, să mă întâlnesc cu vreunul dintre ei, să spună, știu că la clasa a întâia sau a doua ați venit și ne-ați spus ce să facem și noi n-am fost atenți sau am fost atenți, dar n-am vrut să respectăm. Domnul comisar, sunt perfect de acord cu dumneavoastră și lucrul ăsta implementat, pe care îl implementați de ani buni, exact, la Buzău, educația încă din grădiniță, exact, încă din exact grădiniță, reprezintă o rețetă pe care alte state din Europa o fac de foarte mult, da, timp. O fac, fac rețeta asta aplicată de mult și dacă este posibil să fie mai mulți oameni angajați în sistem, da, că nu puteți dumneavoastră și cu echipa foarte restrânsă, limitată pe care o aveți să mergeți să acoperiți întreg județul Buzău. O precizare, să știți că și colegii mei de la secțiile de poliție, de la posturile de poliție merg în mediul rural. Eu am fost și în mediul rural, este mai greu pentru dumneavoastră să ajungeți acolo, dar noi ajungem foarte des, chiar de, mi-am propus ca anul acesta, în preajma sărbătorilor, să ajung în diferite școli, chiar dacă sunt 5-6 copii în școala respectivă, chiar mi-am propus să ajung acolo, pentru că acolo foarte greu cineva ajunge la ei, nu vorbesc de polițiști și altă persoană. Și aș vrea ca și ei să aibă parte de aceste lucruri. Este pe termen lung această activitate, nu putem să culegem roadele, ca să spun așa, imediat, dar v-am spus, sper să apuc generația în care o să zică, domnule, uite, într-adevăr, la școală mi s-a spus că pe unde să traverse strada și pe unde să conduc autoturismul. Bun, o să-i ținem la curent pe telespectatori și cu alte acțiuni pe care le organizați, la fel de bine ca și până acum. Și vă implicați, se vede lucrul acesta de fiecare dată. Avem o primă intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Cu respect pentru dumneavoastră și pentru domnul subcomisar. Am mai intervenit și în momentul când aveați celălalt invitat, domnul reporter. Vă rog! Vreau să fac un apel la domnul subcomisar asupra societății de transport și a mijlocului de transport care asigură legătura între Buzău și Patru Pași și invers. Este un microbuz care starea tehnică este de mult scoasă din uz, n-ar mai trebui să funcționeze pe acel traseu de ani buni, zic eu. Este o mașină putredă din toate punctele de vedere și la orice oră din zi este supraaglomerată. În loc de 15 suntem 30-35 copii, muncitori, oameni în vârstă, toți care au probleme merg la Buzău cu acest mijloc de transport. Știți și dumneavoastră foarte bine că a fost închis podul pietonal datorită reabilitării. Și trebuie să o mare parte dintre cetățenii comunei merg pe podul de cale ferată, dar marea majoritate acum se chinuie cu acest mijloc de transport. Vă rog frumos, dumneavoastră, colegii dumneavoastră, verificați-l. Ar fi cel mai bine, înainte de a se întâmpla o mare nenorocire. Atât am de spus. Vă mulțumesc. Da, mulțumim și noi pentru mulțumim și noi. Da, vreau să îi spun telespectatorului și tuturor telespectatorilor că am avut, cred că timp de 3 săptămâni de zile, aproape zilnic activitățile acestea pe care dânsul a amintit, cu verificarea transportatorilor în comun și pe zona Buzău, Mărăcineni, Săpoca, Potoceni, da, și pe zona cealaltă, și am avut și am închis orașul, ca să spun așa, și toate microbuzele au fost verificate și au fost verificat mai mult acest aspect, cel mai mult am urmărit acest aspect, depășirea limitei de locuri. Chiar săptămâna trecută în municipiul Buzău, marțea trecută, am avut o asemenea activitate, am fotografiat eu un asemenea mijloc de transport în comun care avea mult peste limita legală a celor care... Adică era un desaț. Exact, am făcut, dacă ați vedea și dumneavoastră, am făcut cu telefonul personal, pentru în caz că acest conducător autocontestă această măsură, să avem probele pentru care să... Chiar și din exterior se vedea
că era într-o parte de mult persoanele, am coborât bineînțeles pe persoanele care erau în plus, dar am fost și noi surprinși de atitudinea pasagerilor, pentru că în loc să ne mulțumească pentru ceea ce facem, au început să nu neapărat să ne adreseze, că nu ne-au adresat cuvinte jignitoare, dar nu au fost de acord cu măsura pe care am luat-o, pentru că aceștia doreau să meargă acasă, dar nu, ei nu conta cum. După aceea a fost luată măsura, pentru că nu puteam nici să-l oprim din cursă pe acel conducător auto și l-am lăsat să-și continue deplasarea și l-am sancționat după ce a terminat cursa. Dimineața am avut pe Mărăcineni, la fel am avut verificări făcute tot în aceeași dimineață de marți și au fost sancționate alte trei microbuze, alte trei conducători de microbuze care efectiv făceau același lucru. Această, și o să văd și zona Vadupaș, pentru că de când într-adevăr are dreptate telespectatorul că e o zonă de maxim interes, mare interes, pentru că s-a închis acel pod și într-adevăr s-a închis, da, și sunt foarte mulți călători care transportatorii vin, sunt care obligați pleacă, da? Că atunci când numărul pasagerilor depășește numărul de locuri, da, trebuie să asigure un alt mijloc de transport suplimentar la aceeași oră cu cel pe care, și atunci pot să circule în condiții de siguranță toți pasagerii. O să văd cum, pentru că sigur o să mai facem asemenea controle și chiar atunci când o să ajung, o să urmăresc chiar această cursă de Vadupaș. Sunt convins că aceasta va fi controlată și la intrare și la ieșire, adică vorbesc și la ora dimineții și după amiaza. Așteptăm cu interes și rezultatele. Bineînțeles, da. Mai avem o intervenție telefonică. Între timp înțelegem că, facem o paranteză, mai multe școli au decis deja să trimită copiii acasă. Știți foarte bine că astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență a decis că nu este nevoie să se suspende cursurile la nivelul județului nostru, dar mai multe unități de învățământ au luat această decizie de a le da drumul acasă copiilor, de teamă că acest cod portocaliu de ploi torențiale, nu e vorba de alte fenomene extreme, s-ar putea, nu știu, răsfrânge asupra a nu știu ce. Bun, încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră și domnului subcomisar Necula, și mă bucură faptul că am putut să mai intru încă o dată în direct cu dumnealui. Vă rog! Așa, am urmărit mereu să mai prind și uitați că acum s-a întâmplat. Domnul subcomisar, eu am mai făcut o propunere și dumneavoastră mi-a spus că o să rezolv, dar întâi să termine cu semaforizarea asta automată, cu niște probleme. Problema este în felul următor. Deci, venirea dinspre contactor. Prima intersecție Dorobanciu, da? Unde e semaforizat. Da. A doua, să iese în Dobrogeanu Gheara. Exact. Deci, eu acolo am optat și propun pentru fluidizarea circulației o semaforizare. M-ați spus că o să merge să vedeți. În orele de vârf este o circulație foarte mare, deci autobuzul 2, 8, să stă la coadă. Și chiar ceilalți care sunt trafic, chiar eu am stat odată vreun sfert de oră, se vine dinspre Barela Brăilii, trebuie să treacă spre centru, spre bazar, dinspre bazar, înspre Barela Brăilii, să intră. Cam greu, adică se iese și greu din acea intersecție. Este greu să efectuați, dacă îmi permiteți, să efectuați virajul la stânga acolo, pentru că virajul, da, la dreapta, virajul la stânga. Și la stânga, și la dreapta. Deci, așa. Am înțeles. La ce oră, dacă îmi permiteți, la ce oră este cel mai... Știți dumneavoastră, la când a stat... Și dimineață, și la prânz. E foarte aglomerat. Am înțeles. Altă problemă, da. Pe strada mică. Da. Acum câțiva ani a fost un sens unic pe strada aceea. E magazinul Mihaela Comart. Mulțumesc. Este foarte, foarte aglomerat. Se aprovizionează, vin, cumpără, mașini pe stânga, mașini pe dreapta, care vin din spre Decepal, spre Policlinica CFR, da. Trebuie să stea acolo, care vin de la CFR, au prioritate să meargă încolo. Da. E enorm, coadă, nu ai cum. Și a fost făcută sens unic.
Și părerea mea ar fi foarte bun făcut din nou în sens unic. Cum vreți noi să-l faceți? Ori dinspre spital, ori dinspre Decebal. Din câte mi-aduc aminte, nu tot la cererea cetățenilor a fost scos acel sens unic? Așa. Nu e așa? Asta vreau să vă spun. Da. Tot la cererea cetățenilor a fost făcut acest lucru. De asta vă spun, dacă dumneavoastră aveți propunerea aceasta și mai sunt și alți cetățeni, mai sunt și alte care domiciliază acolo, am rugămintea să faceți scris către Poliția Municipiului Buzău și către Administratorul Drumului Public și împreună cu dânsii în acea comisie care se întâlnește de câte ori este nevoie și sunt propuneri, se vor deplasa colegii de la Poliția Municipiului Buzău și cei de la Urbis sau din primărie și vor analiza aspectul. Dar ați văzut că atunci când se instituie un sens unic, sunt foarte multe persoane care se opun acestui lucru și de aceea trebuie să ne gândim foarte bine. Dacă dumneavoastră și cei care locuiți în zona respectivă doriți lucrul acesta, este foarte bine că atunci nu mai are nimeni nimic de spus în momentul în care se instituie acest sens unic. Este cea mai bună soluție să vă adresați, v-am spus, administratorul drumului public și rezolvăm și problema aceasta. Se poate rezolva. Ați văzut și noastră că sunt multe lucruri în municipiul Buzău care s-au rezolvat. Sigur că da. Bun, mulțumim pentru intervenție. Da, acolo, acea intersecție, pentru că, într-adevăr, este o intersecție mai cu probleme, dar este semaforizată. Este bun să vedem, poate există o altă soluție decât semaforul acolo. În anumite ore, pentru că traficul pe Alexandru Malghiroman e foarte intens, într-adevăr, este greu să virezi la stânga sau să virezi la dreapta. Ar fi o soluție semaforă, dar v-am spus, important este să se rezolve problemele acestea foarte, foarte mari de lângă supermarketuri, din centru și poate sigur o să ajungă împreună cu administratorul drumului public și acolo. Cineva vă întreabă așa, domnul subcomisar, dar autobuzele 2 Transbuz au voie să meargă cocoșate cu călători în picioare la Mărăcineni? Cocoșate acolo și noi am găsit în ghilimele, exact. Care a pus ghilimele. Da, foarte bine a făcut. Să știți că e posibil ca ele să au posibilitatea în autobuz să meargă în picioare, au locuri în picioare, nu se pune problema aceasta, dar probabil că pernele de aer că am găsit și noi, probabil era o defecțiune, pentru că nu trebuie să ajungă un asemenea mijloc de transport în comun să stea într-o parte. El era clar că avea o mică defecțiune la perna de aer și atunci nu trebuia să fie în trafic. Bun. Sau poate s-a întâmplat pe drum. Nu. Aici au voie. Autobuzele, acelea care au locuri în picioare. Sunt prevăzute. Revenim și la Maxi Taxi. Da. Sunt într-adevăr situații în care sunt practic texite aceste microbuze și cum spuneți dumneavoastră, apropo de reacția cetățenilor, că, domnule, lăsați-ne că da. Sunt lucruri de genul acesta pe care le știm de ani de zile. Da, de ani de zile. Se dau amenzi, sunt convins că se dar... Se retrag atestate. Da. Atestate, se retrag atestatele. Nu vă mai spun că au fost scoate și din trafic de aceste microbuze, dar cum să vă spun, noi în permanență suntem acolo, facem lucrurile, îi verificăm, se plătesc amendele sau se fac contestații la aceste procese verbale. Garantat vom, prin acțiunile pe care le facem, oricum transportatorii au înțeles, trebuie să înțeleagă, noi am avut întâlniri și cu ei, trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte legea. Mai avem o intervenție telefonică înainte de pauza de publicitate. Bună seara! Bună seara! Sunt un conducător auto din Buzău și vreau să-i sesizez, domnului comisar, câteva aspecte. Vă rog. Dacă, în primul rând, referitor la pasările nesimțite, care eu așa le consider, în stațiile de autobuz, unde sunt trotuarele înguste, nu poate să treacă o femeie cu căruciorul cu copilul, în multe cazuri am văzut. Da. Și săptămâna trecută să vă sesizez un caz care probabil vă interesează. Mm. În stația de autobuz la Catedrala, Bisericul sau Copilul, cum o știi toată lumea, un BMW de Prahova și cu unul de Buzău, din aceea cu ceapa la, așa, stăteau de vorbă în stații. La exact în centrul stației. Vinea autobuzul și nu aveau să parcheze. Culmea ironiei este că lângă ei, la 7-8 metri, o mașină de poliție, era un Volkswagen cu doi polițiști, scria ceva acolo și se făcea că nu văd. După un minut trece și poliția locală pe lângă ei, se uită la ei, întoarce capul în partea cealaltă și își vede treaba. Alt aspect care vreau să vă mai sesizez este semnele de circulație care, mai ales la stopuri și la intersecții.
Sunt multe locuri unde nu se văd din cauza pomilor. Cine se ocupă de așa ceva? Da, să știți că este o informare de către colegii mei, făcută de către colegii mei de la Poliția Municipiului Buzău către administratorul drumului public pentru toaletarea acestor arbori. Chiar și în vară, luna iunie, a fost făcută o asemenea toaletare, plus în primăvară. Acum sperăm să mai realizeze o dată această toaletare. Aveți perfectă dreptate. Dacă aveți vreun indicator pe o stradă care poate n-am ajuns noi acolo, să ne-l comunicați, ca să le comunic și eu la rândul meu celor de la primărie. Știți dumneavoastră vreunul sau este o chestie generală? Sunt în mai multe locuri. Da. Sunt în mai multe locuri. Eu aș avea o curiozitate. Ați făcut o verificare. Aș avea o curiozitate legată de acel moment de la stația de autobuz. Era o dobiță Volkswagen, bănesc, a poliției. Nu, Polo, cred. Nu, cred că era... Un turism. Autoturism. Ah, deci autoturism. Și era al Poliției Naționale, nu ziceți? Da. Am înțeles. Și după aceea, la un minut, a trecut poliția locală, erau două persoane în mașină, s-au uitat către cei care stăteau de vorbă, a întors capul în partea cealaltă și a continuat drumul. Și sigur, colegii de la cu Volkswagen nu luau măsuri împotriva celor care se aflau acolo. Asta n-aveți de unde să știți. Nu știu. Ok, pentru că poate i-au oprit, i-au lăsat și stăteau de vorbă și poate îi sancționau și urma să, dacă i-ați văzut și scriind asta, dacă îi sancționau, nu râdeau și zâmbeau și stăteau chiar în stația de autobuz, unul dintre ei era parcat perpendicular pe stație. Da, dar mă sincer, da. Ăia doi zâmbeau sau cum? Da, zâmbeau. Oricum zâmbești, știți cum sfidează, adică... Da. Din moment ce își permis să își lase mașinile în stația de autobuz, oricum da, există și aceasta. Să știți că sunt foarte mulți conducători auto. Bun, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Vă rog. Sunt mulți conducători auto care în momentul când îi sancționează își văd de treaba lor pur și simplu, ori vorbesc la telefonul mobil, pentru că își permis să plătească amenda și să... O plătesc pe loc, exact. Au două puncte amende, două puncte penalizare. Dedicație de la mine. Da, și atunci, dacă tot am oprit, hai să stau și de vorbă. Dacă bun, tot. Dar rămâne problema asta cu mașinile oprite. Asta vreau să vă spun, că este foarte bine ce a zis și pe scurt. Aceste opriri în stațiile de autobuz, pentru că pe toată lumea, ați văzut și dumneavoastră, că atunci când coborâm din autobuz, trebuie să avem o siguranță. Să știți că acolo și mai ales în zona unde a spus dânsul, în permanență colegii când trec pe acolo sancționează, pun acele afișe în geam, dar nu numai acolo, sunt peste tot. Obor. Bineînțeles, nu mai spunem de zona Obor, deci, în stația de autobuz. E nebunie. Da, peste exact. Tot. Bine, acum să vedem ce efect va avea. Exact, asta vreau să vă spun. Ridicarea. Vă spun că va avea un efect foarte bun. Eu sunt convins că va fi un impact. Bineînțeles. Vor începe să apară primele imagini cu mașinile ridicate. Mergem în București și ne uităm de 100 de ori unde parcă mașina, mergem în Constanța sau în Mamaia și ne uităm de 100 de ori unde parcă mașina, așa facem și în Buzău. Da. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim, citim în continuare din mesaje și preluăm de asemenea alte telefoane din partea telespectatorilor. Revenim imediat.